Auzeam de curând că tinerii din ultimele clase de liceu, a 10-a, a 11-a, a 12-a, nu mai au chef să citească literatură. Nu mai au chef să citească pe clasici. Nu vor să audă de Eminescu, de Creangă, de Coșbuc, de Vlahuță, mai nou de Sadoveanu, de Arghezi, nu interesează. Dacă aceștia nu sunt prezenți pe ecranul televizorului, practic nu există și nu trebuie să existe. Se plasează în afara interesului lor. De ce ar pierde un tânăr vremea să citească Ana Karenina, să zicem, a marelui Tolstoi, o lectură care i-ar lua 6 ore, când poate să vadă filmul Ana Karenina, care nu ia decât o oră și jumătate sau două? Restul îi rămâne pentru splendida discotecă. De ce să aibă bibliotecă când poate să aibă o discotecă? Când poate să aibă o colecție de casete? Când poate să aibă un casetofon cu căști la urechi, ascultând muzică rock chiar și când merge pe stradă, chiar și când mănâncă, pentru că nu e așa. Fără muzică nu se face digestia bună. Ce ne interesează cultura antică sau modernă, ce ne interesează istoria și cu atât mai puțin filosofia. Acestea sunt ale bătrânilor, care și-au irosit vremea și care vor fi consecințele. Un tineret care practic, sau mai bine zis, niște tineri care practic nu au niciun fel de percepție pentru fenomenul cultural, de niciun fel. Care trăiesc un intelect gol de conținut. Uitând că totuși cultura, atât cea antică cât și creștină și modernă, au niște rezonanțe. Că există anumite persoane, personalități, evenimente, sigtagme, care au devenit emblematice, fără de care limbajul adevărat al unui intelectual nu poate fi conceput, fără aceste repere, fără aceste referințe pe care ne le dă, hai să zicem, cultura antică. Cultura generală, nu de specialitate. Nu e nevoie să-l citești pe Platon în limba originală sau să-l asculți pe Sofocle în limba care a scris. Dar totuși de acolo ne-au rămas niște repere. Noi zicem secolul lui Pericle, zicem ironie socratică, zicem călcâiul lui Ahile și retenia lui Ulise, calul troian, castitate de Penelopă, un om care a avut o viață ca o odisee, cântecul sirenelor, iubire platonică, precizie aristotelică, principiul lui Arhimede. Și aș putea să citesc foarte, foarte multe asemenea repere. Spune unui tânăr care refuză practic cultura, ce îi spune lui expresia calul troian? Ce îi spune odiseea unei vieți? Nu îi va spune nimic. Vei sta de vorbă cu el și va crede că îl insulți. Cu mulți ani în urmă mă găseam într-un liceu cu profil științific. Un liceu de fizică și matematică. Și într-o conversație liberă am fost întrebat de cineva, mi-amintesc că era o elevă din clasa 11 sau a 12-a. Spuneți-ne, vă rugăm, întrebarea s-a adresat chipurile scriitorului, ce cărți sau ce autori ar trebui să citim noi la vârsta noastră pentru ca să punem bazele unei culturi generale temeinice pentru restul vieții? Și le-am răspuns, înainte de a vă recomanda să citiți pe Homer, Iliada și Odiseea, înainte de a vă recomanda să citiți cel puțin câteva din tragediile lui Eschil, Sofocle și Euripide, înainte de a vă recomanda
Odiseea lui Virgiliu, înainte de a vă recomanda pe Dante, pe Shakespeare, pe Tolstoi, pe Dostoevski și cel puțin 10 din clasicii români, vă voi recomanda să citiți Biblia. Fiind înainte de 989, mai mulți profesori și profesoare au simțit fiori reci. Prin ieșirea spinării am simțit acest lucru și am spus să mă explic. Biblia este prin excelență o carte religioasă. Este cartea de căpătâi a creștinilor, dar Biblia este și o carte de cultură, de cultură generală și după aceea de specialitate. Și Biblia ne oferă anumite sintagme pe care le întâlnești în viața de toate zilele, chiar în ziare. Ai să întâlnești complexul lui Cain, potopul lui Noe, rasa semită, credincioșia lui Avraam, Sodoma și Gomora, femeia lui Lot, puterea lui Samson, viclenia Dalilei, o statură de Goliat și multe, foarte, foarte multe altele intrate în limbajul comun, în conștiința comună. Cum va realiza tânărul incult sigdagma complexului Cain, care și-a ucis fratele, dacă n-a auzit nimic niciodată despre el? Mai mult decât atât, fără lectura Bibliei nu poate fi înțeleasă arta Evului Mediu și arta Renașterii, dar și mare parte din arta modernă. Cum vei merge tu în străinătate să vezi un muzeu, fie că se va chema Louvre sau Prado, dacă nu vei ști cine sunt personajele biblice înfățișate în tablourile marilor maestri, începând cu El Greco? Dar mai mult decât atât, devii deficitar față de arta modernă și contemporană. Le spuneam acelor elevi, iată un scriitor contemporan nou, a scris o foarte frumoasă piesă de teatru intitulată Iona. Cum vei putea să percepi mesajul acestei frumoase piese de teatru dacă n-ai auzit niciodată nimic despre Iona, un personaj care se află numai în Biblie? Un om care nu a citit măcar o singură dată Biblia în viața lui nu poate pretinde că este un intelectual, ci mai degrabă un infirm al intelectului. De aceea, iubiții mei, Biblia este cartea pe care o recomand în special tinerilor. Să nu creadă nimeni că Biblia este o carte pe care trebuie să o citească doar sectanții sau în general protestanții și că nouă ne este suficient ca să ascultăm Evanghelia și Apostolul în biserică. Să nu creadă nimeni că Biblia este doar pentru vârsta bătrână a pensionarului care se plictisește, nu mai are ce face și pe lângă romane polițiste poate să citească și Sfintele Scripturi. Vă îndemn din toată inima, iubiți dragi tineri, citiți-o, măcar de curiozitate și tot este bine. Măcar să știți ce este înăuntru, este primul pas. Și după aceea vă asigur eu că o să vă placă. Eu am citit-o la vârsta de 10 ani pentru că o văzusem în biblioteca unui unchi al meu, care ca și mama era fiu de preot și care o moștenea de la taică-sa. Nu știu dacă el o citise vreodată, dar din puține mele lecturi de la vârsta aceea știam totuși că Biblia este o carte foarte, foarte importantă. Și am citit-o împrumut și am citit-o păzind vaca pe câmp, pentru că aceasta am făcut în copilăria mea, din doască în doască, cum spune mâna de Leni, din pură curiozitate să mă mândresc față de mine însumi, dar poate și față de colegii de aceeași vârstă cu mine, că eu am citit Biblia. Aceasta este o sfântă curiozitate pe care vă recomand din toată inima.